Direcția sanitar-veterinară Suceava are, începând din această săptămână, un nou director. Este vorba de Sorin Jianu, detașat de la DSV Mehedinți, care îl va înlocui pe doctorul rădăuțean Leon Postolache. Acesta a ocupat funcția de conducere cu titlu interimar din 2014 până luni, 19 septembrie, când i-a predat atribuțiile de conducere directorului adjunct al instituției, care va asigura mersul bun al lucrurilor până când noul director va ajunge la Suceava. În momentul de față, Sorin Jianu, fost șef al Direcției Sanitar veterinare Mehedinți, se află în concediu și va prelua DSV Suceava începând cu luna octombrie. În noile condiții, Leon Postolache se întoarce pe postul de medic veterinar zonal la Rădăuți. Ultimul director executiv al instituției care a ocupat funcția prin concurs a fost medicul Petre Adulgheru, actualul președinte al Colegiului Medicilor Veterinari Suceava. De atunci, DSV Suceava a avut mai mulți directori, doar pe parcursul anului 2013 fiind numiți numai puțin de 7. Chiar și actualul director adjunct Ioan Corduneanu, care a preluat și în cazul de față atribuțiile de șef, s-a aflat în mai multe rânduri la conducerea Direcției Sanitar-Veterinare.